simplu. Ei bine, cum a fost pentru câștigătorii sezonului întâi, Mireasa, viața de după casă? Aflăm în minutele următoare, pentru că vreau să invit chiar acum în platou pe Andra și pe Armando. Ia să vă văd și eu așa în realitate. O familie de 7 luni? 6 luni. 6 luni. Ce faceți? Bine, mulțumim. Cred că sunt emoționați așa să vă vadă. Suntem și noi foarte emoționați. În realitate. Da. Ne era dor de casă, Mireasa. Vă era dor? Da. Păi hai, cât vreți să stați 3 săptămâni în casă? Dar știți că la ei e cu ușile închise. Nu da. E cu dormitoare comune. Nu, 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 nu. E mai complicat un pic sezonul acesta. Ușile închise. Cum a fost, cum e viața după experiența asta? E foarte bine, ne bucurăm de fiecare zi împreună. Da, mult mai frumos. Adică apreciem mult mai mult libertatea și timpul petrecut împreună. Deși aici în casă cred că stăteam mult mai mult împreună și aveam un, nu știu, un cerc al nostru, așa. Cred că știu. Era o mini-lume aici. Când am ieșit afară, asta e întreaga lume și noi doi. Exact. Hai, povestiți-ne un pic cum a fost începutul poveștii voastre de iubire. Wow. Când ați simțit că v-ați plăcut? Da, asta e interesant. Mi s-au tot pus întrebările astea. De când am știut că ne place sau că vreți să fim împreună. Sau... Uh-huh. Și am încercat să ne aducem aminte, dacă știți iubire. Da, noi discutând acasă, având o conversație mai amănunțită, am ajuns la concluzia că eu am plăcut-o chiar din prima zi. Prima zi, când ai văzut-o. Da. Și a doua zi, parcă sau a treia zi, când ne-am întâlnit, m-a întrebat dacă îmi place numele Rădulescu. Și așa, wow, de ce m-ai întrebat asta? Numele tău de familie. Da. Oare de ce am întrebat chestia aia? Și tu, Andra? Și eu, cred că am știut că îl plac atunci când, nu știu, când am vorbit mai multe cu el și am văzut că mă înțeleg. Și asta că însemnând când? În prima lună? A doua lună? Prima săptămână. Prima săptămână. Da. Practic, voi ați format un cuplu în ce moment? Păi, dacă nu mă înșel, după 2 săptămâni? Maxim. Ceva de genul. V-ați grăbit? Da. Nu cred că ne-am grăbit. Adică ne-am grăbit pentru că ne-am plăcut, dar n-am făcut o alegere greșită, după cum vedeți. Vă e dor de voi în casa Mireasa? Ne-a fost puțin dor la un moment dat, dar nu știu. Vă întreb pentru că vreau să vă arăt niște imagini. Mi-a început să-mi facă dor acum câteva zile, până atunci. Aha. Nu, n-am vrut să vă... Țineți minte, da? Hai să vedem cum au fost Andra și Armando în primul sezon al emisiunii Mireasa. Evoluția lui Armando a avut toate ingredientele unei telenovele mexicane. Andra a reușit să ajungă la inima lui. Vreau să fac să fiu fericit tot timpul. Din fața televizorului, această apropiere către Andra n-a fost văzută cu ochi buni de familia acestuia. Oprește circul ăsta de frumos. M-ai distrus și pe mine și pe tata. Femeia asta nu este pentru tine. Eu nu înțeleg ce trebuie să fac acum. Ia o pauză, Andra, îndepărtează-te. Asta e soluția cea mai bună. 2 ore și jumătate i-au fost suficiente lui Armando să-și dea seama ce trebuie să facă. Vreau să fac un ult test ca să știm dacă chiar suntem suflete pereche sau e doar un joc pentru ea. Pleci cu el? Nu, să rămân. Testul iubirii l-a făcut să-și schimbe părerea despre Andra. Băi, tu realizezi ce ai făcut? Am distrus, efectiv. După eliminarea Andrei din casă, Armando a găsit cale liberă spre Raluca. Bună, Andra! Revenirea Andrei în casă a fost un șoc pentru Armando. Maxim! Băi, ești... Se vede clar că încă am sentimente pentru Andra. După lungi discuții, cei doi au format oficial un cuplu, în ciuda telefoanelor venite din partea familiei. Te rog din tot sufletul meu, ieși afară, mami, dacă tu te iubești cu Andra. Te rog din tot sufletul meu, te implor, ieși, mami, afară. La acest cuplu problema nu e între ei, e cu cei de acasă. De ce să fac acum? Eu iubesc cu femeia asta toată ființa. Însă nici timpul nu mai avea răbdare, iar dragostea își cerea ale sale drepturi.
În ciuda avertismentelor, Armando și Andra nu și-au putut ține în frâu sentimentele și încălca o regulă importantă a emisiunii. Există și o pedeapsă. Armando va părăsi casa. Te iubesc, viața. Te iubesc. Echipa emisiunii a decis să le mai acorde o șansă, cu condiția ca Andra să facă ce îi se spune în casă. Următoarea gală îl aducea din nou pe Armando alături de Andra. Cuplul câștigător al marelui premiu de 40.000 de euro este... Iar ceea ce a urmat a fost ca într-un basm cu final fericit. Valentin, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Nicolin Andra Maria? Da. Domnișoara Nicolin Andra Maria, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Rădulescu Armando Valentin? Da. Vă declar căsătoriți. Familia Rădulescu, încă familia Rădulescu și mulți ani de acum înainte. Sunt absolut convinsă că cine are așa o pasiune de la început, n-are cum să nu reziste povestea asta. Fiți atenți, principala voastră piedică a fost familia ta. Eram sigură că o să vină întrebarea asta. Armando, cum sunteți acum cu familia ta? Ne înțelegem extraordinar de bine. Și au primit-o pe Andra? Da. Au primit-o cu brațele deschise, bineînțeles asta în timp, s-au așezat toate lucrurile, au... Au văzut-o pe ea, au înțeles-o, au cunoscut-o și acum e totul bine, e perfect. Dar nu i-ai întrebat de ce nu te-au plăcut în emisiune? Nu, i-am întrebat, n-am avut curaj să întreb de ce nu m-au plăcut. Nu știu, cred că a fost o neînțelegere. Amando, ți-a spus mama de ce? Da, eu mi-am dat seama, au fost foarte multe diferențe între noi. De la diferența între vârstă foarte mare dintre noi, la lucruri făcute în emisiune. Câți ani ai tu? 24. Și tu? 25 am făcut. Acum. Mulți înainte și tu? Eu am 33, o să fac în câteva zile, într-o săptămână, 34. Mulți înainte. Îmi plăcea când aveam 24. Mă simțeam mai tânăr. Așadar, 9 ani vă despart. Da. Bun, odată spui diferența de vârstă, apoi ce ați făcut în emisiune? Acțiunile făcute de ea în emisiune... Au fost foarte multe lucruri. Că eram super apropiați și că eram și la televizor. Au fost multe lucruri cu care ai mei nu au fost de acord cu Andra. Uh-huh. Dar, cunoscând-o, pentru că eu asta mi-am dorit și am spus, dacă nu mă înșel, că atunci când părinții mei o vor cunoaște cu adevărat pe Andra, o să iubească mai mult decât pe mine. Și acum sunteți în punctul acela? Da. Da, este foarte bine. Vă certați afară la fel de des cum vă certați în casă? Wow, cred că am avut câteva certuri. Nu s-au schimbat lucrurile foarte mult din casă. Doar că aici, în emisiune, puteam să ne vedem reacțiile și să vedem... Aha. Și puteam să îmbunătățim. Oglinda despre care vă tot vorbesc eu. Asta a fost unul din cele mai importante lucruri pentru mine aici în casă. Pentru că aveam ocazia să mă văd pe mine și să îmi îmbunătățesc comportamentul. Asta m-a ajutat foarte mult în această casă. Cum e viața voastră acum? Ce faceți? De fapt, nu, vreau mai întâi să-mi spuneți cum a fost șocul ăla. După câteva luni petrecute aici în casă, ieșiți afară, dintr-o dată începeți o viață nouă, o viață de familie. Împreună, da. Cum a fost? Cum a fost în primele luni așa? Păi, a fost foarte, foarte ciudat în primele două luni. Nu ne găseam starea, nu ne găseam locul, nu știam ce se întâmplă, că ne obișnuisem aici și... Practic, cam asta era casa noastră. Corect. Am ieșit afară, foarte greu, foarte greu ne-am adaptat. În schimb, ne bucuram că suntem tot timpul împreună, dar aveam senzația că suntem filmați foarte mult timp. Să avem grijă ce vorbim. Da. Și acum, cum vă descurcați? Adică aveți, v-ați găsit joburi ușor după emisiune? Cum a fost? Păi, am fost pe la mine pe acasă, am fost pe la ea pe acasă. Am fost în plimbări, ne-am plimbat. Tu de unde ești, ea de unde este? Eu sunt din Craiova. Așa. Și eu sunt din Călăraș. Aha. Și unde v-ați stabilit? Ne-am stabilit în București. Locuim împreună în București. Da.